Sâmbătă după amiază, un accident grav a avut loc la ieșirea din Ilișești către Suceava, soldându-se cu 5 persoane rănite și mașini avariate în mod semnificativ. Printre răniți se numără și un minor care a fost transportat de urgență la spital. Conform poliției, neatenția și viteza excesivă împreună cu nepăstrarea distanței de siguranță au fost cauzele acestui accident în lanț. Ancheta preliminară relevă că șoferul unui autoturism în vârstă de 44 de ani din Păltinoasa nu a menținut o distanță suficientă față de vehiculul din față, condus de un tânăr de 22 de ani din Suceava. Impactul inițial a dus la izbirea violentă a acestui al doilea autoturism în vehiculul din fața sa, condus de un bărbat în vârstă de 57 de ani din Ilișești. Evenimentul a atras intervenția rapidă a pompierilor militari din Suceava, care au manevrat o auto specială de descarcerare și două ambulanțe SMURD. Alte echipe de intervenție s-au alăturat ulterior operațiunilor de asistență. Din fericire, toți cei 5 răniți au suferit leziuni ușoare, conform evaluărilor inițiale ale medicilor. Cu toate acestea, au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare și tratament. În urma accidentului, cei 3 șoferi au fost supuși testelor de alcool, care au evidențiat că niciunul dintre ei nu consumase băuturi alcoolice.